Bună ziua tuturor! Sunt Stratulata Lina și vă invit astăzi la o oră virtuală de limbă română. Alături de noi va fi simpatica albinuță Maia. Fiți atenți! Astăzi, împreună, ea ne va conduce în grădina de legume. Deci, împreună vom fi mici grădinari. Vom lua și vom alcătui propoziții împreună cu ea copii. Vom despărți cuvinte în silabe și vom învăța ce este o silabă. Și totodată vom găsi răspunsul la foarte multe ghicitori. Ei, ce spui, Maia? Ne însoțești? Mulțumim! Să pornim copii la drum! Analizați cu atenție imaginea de pe ecran. Ce observați? Sunt mai mulți copii în grădina de legume. Ce fac copiii? Copiii strâng legumele. Haideți să le dăm fiecăruia câte un nume. Și să alcătuim, bineînțeles, propoziții. Ionel și Nina strâng varza. Ana a cules sfecla roșie. În grădina cu legume îi însoțește simpaticul Tic-Tac. El le urează tuturor spor la lucru. Iar copiii politicoșii răspund: mulțumim, Tic-Tac! În continuare, dragii mei, Maia ne poftește să continuăm călătoria. Analizați acum imaginea. Ce observați? Observăm pe ecran o fetiță. Ce face fetița? Fetița scrie. Haideți să-i dăm un nume acestei simpatice fetițe și să alcătuim o propoziție formată din două cuvinte. Nina scrie. Bravo! Acum să luăm și să scriem această propoziție și pe caietelele noastre. Iată, Maia deja ne-a ajutat. Să scriem acum și cuvintele care compun această propoziție. Să-și aduce aminte cineva care era primul cuvânt? Nina. Corect. Al doilea cuvânt? Scrie. Să pronunțăm încă o dată, copii, cu atenție, primul cuvânt din propoziție. Atenție însă, îl vom pronunța rar, astfel încât să vedem de câte ori mâna care va fi sub bărbie va lua și va fi atinsă de bărbia noastră. Atenție! Împreună cu mine începem! Ni-na! De câte ori a atins bărbia mâna? De două ori. Când am deschis prima oară gurița, ce am rostit? Încă o dată, să rostim cu toții. Ni! Bravo! Am rostit silaba ni. Copii, o silabă este o părticică mică dintr-un cuvânt. Haideți să vedem acum ce am rostit atunci când bărbia noastră a atins a doua oară mâna. Rostim prima silabă în gând și cu voce tare o vom rosti pe cea de-a doua. Începem! Na! Deci a doua oară am rostit silaba na. Să rostim încă o dată cuvântul despărțit în silabe, ni-na, și lunim nina. Ne aducem aminte acum care era al doilea cuvânt din propoziție. Maia mi-a spus deja propoziția și vă spun încă o dată și vouă. Nina scrie. Deci, al doilea cuvânt, v-ați dat seama, este scrie. Punem repede mânuța sub bărbie și haideți să vedem din câte silabe este compus acest cuvânt. Scrie. Deci, bărbia a atins mâna noastră de două ori. Ne-am dat seama cu siguranță că acest cuvânt este și el compus tot din două silabe. Continuăm, copii, călătoria în țara lui Abecedar, prin grădina legumelor și ne îmbarcăm cu toții în trenulețul legumelor vesele. Fiți atenți, ne vom opri la fiecare stație și vă mai spun încă un secret. Fiecare stație are numele unei legume. Pentru a descoperi stația și numele acesteia, trebuie să răspundeți corect la o ghicitoare. Începem? Haideți! Atenție! Roșu, lung și mustăcios, mai subțire și mai gros, dulce, vitaminizat, regei peste zarzavat. Ei, cine este? Desigur v-ați dat seama. Ne oprim în stația stimabilului morcov. Să despărțim cuvântul morcov în silabe,
nu înainte de a încerca să îl scriem. Deci scrie mai întâi cuvântul morcov. Foarte bine! Acum să-l despărțim în silabe, punem mâna sub bărbie și începem. Morcov. Cuvântul morcov este compus, după cum bine am văzut, din două silabe. Am să vă spun acum, copii, că morcovul este o legumă bogată în vitamine. Este de culoare oranj, noi mai spunem portocalie. De la morcov, copii, noi consumăm rădăcina. Se spune că acei care consumă morcov au o vedere excelentă. Continuăm călătoria și ne oprim la următoarea stație. Atenție, răspundeți la ghicitoare! Am o copiliță cu multe rochițe. Când o îmbrăcăm, din ochi lăcrimăm. V-ați dat seama, ne oprim la stația doamnei Ceapă. Să scriem cuvântul ceapă, foarte bine, și acum să-l despărțim în silabe. Mâna sub bărbie și începem. Ceapă. Corect. Acum, copii, am să vă spun că ceapa este o legumă folosită în bucătărie ca și condiment. Are formă rotundă sau lunguiață. Este acoperită de coș de culoare portocalie, roșie sau albă. Este considerată a fi, împreună cu fratele ei usturoiul, antibiotic natural, deoarece ne ajută în tratarea răcelilor. Mergem mai departe și ne îmbarcăm în vagoane să vedem care este următoarea stație la care vom poposi. Atenție! Sunteți pregătiți? Răspundeți corect la ghicitoare. Verde, roșu, cine ești? Lung, subțire, gras sau dulce, iute uneori? Poți să mi-l ghicești? V-ați dat seama, ne oprim în stația Ardei. Să scriem cu toții cuvântul Ardel. Ardel, foarte bine. Și acum să despărțim cuvântul Ardel în silabe. Mânuța, bineînțeles, sub bărbie. Ardel. Corect, copii, și Maia ne laudă. Suntem extraordinari. Acum, vă aduc la cunoștință faptul că ardelul este o legumă de culoare roșie, galbenă sau verde. Este, de asemenea, ca toate legumele, bogat în vitamine. Poate avea formă lunguiață, subțirică sau, spunem noi, mai grăsuță atunci când ne referim la ardelul gras. La gust, copii, însă, ardelul poate fi dulce sau iute. Corect! Acum, copilași, în continuare, Maia ne provoacă și iată, ne-a pus pe imagine, pe ecran, câteva desene. Trebuie să descoperim cuvintele care sunt reprezentative pentru imaginile date și să vedem care dintre acestea sunt compuse din două silabe. Începem! Copac. Deci are două silabe, cuvântul copac este un cuvânt care se potrivește cerinței. Continuăm! Măr. Cuvântul măr este format doar dintr-o singură silabă, deci îl vom lua și îl vom tăia din listă. Continuăm și analizăm cuvântul casă. Ca-să. E un cuvânt care corespunde cerințelor Maiei și este format din două silabe. Continuăm cu simpaticul porumb. Despărțim în silabe. Porumb. Corespunde și el cerințe, este un cuvânt alcătuit din două silabe. Și ne îndreptăm repejor privirea la ultima imagine. Sub această imagine se ascunde cuvântul ciupercă. Despărțim în silabe ciupercă. Deci acest cuvânt, ne-am dat seama, nu corespunde cerinței deoarece are mai mult de două silabe. În consecință îl vom tăia cu o linie. Mulțumesc pentru ajutor Maiei și să vedem ce ne mai propune ea mai departe. Ne aduce aminte Maia, copii, că
Noi trebuie să consumăm într-adevăr legume în fiecare zi. Legumele pot fi consumate în stare proaspătă, gata culese de pe strat, în salate, coapte sau preparate termic, în ciorbe și, nu în ultimul rând, conservate de mămicile și bunicuțele noastre. Maia mi-a adus acum o informație și vrea să vă spună tuturor de ce îi plac ei legumele și poate în felul acesta vă va convinge pe toți să nu mai faceți nazuri atunci când trebuie să mâncați legume. Pentru că știe ea și a văzut pe unii dintre voi cum se mai strâmbă din năsuc atunci când găsesc legume în ciorbă. Atenție ce ne spune Maia. Mie îmi plac legumele, le știu toate numele. Ce-mi dau ele? Eu avere, vitamine și putere. Castraveți, roșii, ardei, ceapă verde dacă vrei, ridichi, morcov și spanac, varză, cartofi, toate îmi plac. Deci, copilași, vă sfătuiesc și pe voi să adorați legumele, să le consumați cu plăcere și, nu în ultimul rând, să-i transmiteți Maiei acest fapt. Acum trebuie să vă spun că atunci când avem lucrări în grădina de legume și îngrijim legumele, trebuie să respectăm anumite reguli. În primul rând, după ce am semănat o sămânță din care va ieși o legumă gustoasă, trebuie neapărat să udăm locul respectiv. De asemenea, pe tot parcursul creșterii legumelor, noi trebuie să le îngrijim. Nu în ultimul rând, trebuie să avem grijă ca în grădina noastră de legume să fie ordine, să fie curățenie. Și dacă facem toate lucrurile acestea, copii, vara și până toamna târziu vom culege și vom pune în cămară legume gustoase, care ne vor ajuta să fim sănătoși. Acum, dragii mei, să ne îndreptăm cu ochișorii și spre ora de scriere. Pentru că ați observat, eu sunt convinsă că multe dintre legumele cu care ne-am întâlnit astăzi au formă rotunjită. Și roșia, și castravetele, și ridichea, și varza chiar au toate formă rotunjită. Deci astăzi, la ora de scriere, vom învăța a scrie ovalul. Pentru aceasta, copii, ne aducem aminte că atunci când ne așezăm la masa de scris, trebuie să fim atenți la poziția pe care o are corpul nostru. Ne lipim spatele de spătarul scaunului. Picioarele le așezăm corect pe bara de sprijin a băncii. Dacă banca sau masa noastră nu are o astfel de bară de sprijin, atunci găsim un suport pe care să ne punem picioarele. De asemenea, copii, trebuie să fim atenți cum vom ține stiloul atunci când vom scrie. Deci stiloul, copii, îl vom lua și îl vom apuca între degetul mare și arătător. Îl vom sprijini pe tot parcursul scrisului de degetul mijlociu. Degetul mic și inelarul se vor odihni pe tot parcursul scrisului. Atenție! Începem să scriem, dar înainte de asta vreau să vă atenționez de faptul că și coatele trebuie să stea poziționate pe masă. Începem acum, copii, să scriem ovalul. Luăm stiloul în mână și în aer să executăm acest element grafic. Începem din partea de sus, continuăm, rotunjim jos, ridicăm și unim din nou cu locul de unde am pornit. Încă o dată, începem din partea de sus, continuăm spre stânga, rotunjim spre dreapta și unim. Haideți împreună cu degețelul în aer să executăm ovalul. Începem de sus spre stânga, rotunjim spre dreapta și unim. Și acum am putea să executăm ovalul și în podul palmei. Începem cu toții. Începem, rotunjim spre stânga, urcăm spre dreapta și unim. Pentru că știu că sunteți tare nerăbdători să vă apucați de scris, haideți să ne antrenăm și degețelele, pentru că și ele s-ar putea să obosească pe tot parcursul scrisului, de aceea au nevoie de antrenament.
Atenție! Începem cu toții! Degetele pregătiți copii, să cântăm la pian melodii. Cântăm cu arătătorul și mijlociul apoi, cântăm 1 și 2. Cu inelarul vrei 1, 2, 3. Și mai cântăm un pic și cu degetul mic, 1, 2, 3. Cântăm, dacă se poate, cu degetele toate. Copii, degetele noastre sunt pregătite de scris, ele sunt fericite pentru că și-au luat porția de sport. Acum luăm cu toții stiloul în mână, încă o dată îl ținem corect între degetul mare și arătător, îl sprijinim de degetul mijlociu, degetele, cum am spus noi, degetele inelar și degetul mic se odihnesc și începem a scrie câteva elemente grafice pe caiet. Spor la lucru, stimați elevi! Lecția noastră, copii, s-a apropiat de sfârșit. Eu nu pot decât să vă mulțumesc pentru faptul că ați lucrat într-adevăr ca niște albinuțe, ați fost harnici, ați răspuns și Maia este fericită că a văzut că voi ați devenit mici grădinari. O zi bună, pe curând!